Premierul Viorica Dăncilă a anunțat la Craiova că au fost desemnați câștigătorii lucrărilor de proiectare și execuția primelor două tronsoane ale drumului expres în regim de autostradă Craiova-Pitești, care au o lungime de 58 de kilometri. După perioada de contestații, constructorii vor începe preluarea amplasamentelor. Viorica Dăncilă a spus că realizarea acestor două tronsoane, care însumează 58 de kilometri, va duce la descongestionarea traficului în orașele Balș și Slatina. Astăzi au fost desemnați câștigătorii contractelor de proiectare și execuția drumului expres în regim de autostradă Craiova-Pitești, tronsoanele 1 și 2. Durata de realizare a acestor contracte este de 36 de luni, perioada de garanție a lucrărilor este de 7 ani. Execuția lucrărilor pe cei 58 de kilometri va duce la descongestionarea semnificativă a circulației în localitățile Balș și Slatina, a declarat Viorica Dăncilă, care a făcut acest anunț alături de ministrul transporturilor Lucian Șova. La rândul său, Șova a spus că cele două companii desemnate prezintă garanții că lucrările vor fi făcute la timp. De asemenea, el a susținut că nu există niciun risc ca procedura de atribuire a contractelor să se prelungească.